dimineața și bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Suntem noi aici în Izmir, chiar în centrul Izmirului, în piața Conac. În spatele nostru este turnul cu ceas, care a fost dăruit de către un împărat german, unui sultan otoman. Am ales să venim în Izmir din trei motive. Unu, este cel de-al treilea oraș ca dimensiune al Turciei. Numărul doi, ne-a fost recomandat de foarte, foarte mulți turci atunci când am locuit în Istanbul și se spune că ar fi varianta mai calmă a Istanbulului. Și trei, aici sunt cele mai bune cocături din Turcia pe care o să le testăm chiar acum, așa că stați aproape! Și cea mai tare, Izmir, Bombasă. Da, eu sunt mare fan urmează. De Izmir, nu puteam urmează, să mai târziu. Plecăm din Turcia fără să vedem de unde a plecat această minune, Izmir, Bombasă. Țineți aproape! Stați aproape! Plecăm acum din piața principală și ne îndreptăm către un local care vinde cea mai populară delicatesă din Izmir și anume boioz. Boioz este un produs de patiserie, asemănător cu borecul, aș spune la prima vedere. Însă are o poveste destul de interesantă. Se spune că a fost adus aici de către evrei în secolul XV, de către evrei eliberați de inchizițiile spaniole și că de atunci în această variantă, varianta originală, se prepară doar în Izmir. Așa că, ce să vă mai spunem, că n-am mâncat nimic până la ora asta și ne e foarte foame și poftă. Și chiar aici, în apropierea pieței, este un local unde am văzut ieri, în vitrină, boioz. Ești pregătit? Da. Să mâncăm? Super. Tot timpul ești pregătit să mâncăm, nu? Și eu la fel. Hai să vedem. De vreme că acest preparat se prepară în prezent exclusiv în Izmir cu rețeta originală. Aluatul este realizat din făină, ulei de floarea soarelui și tahini. Tahini, pe lângă valoarea nutrițională, se pare că ar ajuta ca aluatul să crească în foi, așa cum se poate vedea. Iar umplutura diferă, poate fi umplut cu brânză, cum este cel pe care l-am cumpărat noi, sau cu spanac, măsline, carne sau cu multe alte ingrediente. Hai să gustăm! Sunt curioasă să văd ce gustare. Și de asemenea, în general este consumat la mic dejun, iar turcii preferă să îl mănânce cu ouă fierte, peste care se adaugă puțin piper și cu nelipsitul ceai. Ce am luat și noi, ouă n-am mai luat. E foarte bun și mi se pare că seamănă puțin cu plăcinta noastră, numai că foietajul este mult mai gros și mult mai pufos. Și încă o chestie, mă așteptam să fie umplut cu brânză. Are aromă de brânză, dar nu văd brânza. Pare că ar fi doar foietaj. Să gust și eu. Nu ți pare că seamănă la gust cu plăcinta, nu plăcinta dobrogeană, plăcinta aia normală, rotundă. Dar nu are foarte multă brânză. Că asta nu aibă deloc asta. Ceva legale, nu știu. Și am luat un simit cu brânză. O brânză care se numește tulum. E ca un cașcaval mai... maturat? Mai amar, mai apă, mai... compoziție de simit normal, cu susan. Și cu cașcaval. Am mâncat bunătățile din făina albă și celelalte ingrediente. Floarea soarelui și tahini. Au fost foarte bune, dar au fost așa un appetizer și mergem să mai căutăm ceva. Suntem în bazarul Kerem Alt. Ne plimbăm pe străzile din bazar. Cam fiecare oraș din Turcia și aici există un bazar vechi, care e similar cu bazarul egiptean din Istanbul. Se găsesc de toate, restaurante, condimente, haine, electronice, orice. Dar noi mergem să căutăm o altă delicatesă a Izmirului, care este gulerul de porumbel. De fapt, nu este un guler de porumbel, este un salam tăiat fâșii mărunte, pus într-un sandwich cu o chiflă făcută proaspăt. Chiflele se pot mânca și sunt atât de bune încât se pot mânca și fără ingredientele din interior, cel puțin așa am citit.
Noi o să mergem să încercăm acest sandwich, care pe lângă salamul franjuri are și vreo 2-3 feluri de brânză, roșii, niște sosuri. Să vedem ce e. Se numește kumru și mergem și noi să căutăm un kumruju, adică un meșter care face, un bucătar care face kumru. Hai la meșter, hai! Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Pe nu-i ăsta? Că și ăsta este. Poți pulduc? Kumruju, mă? Kumruju? Tamam. Ama şuan yok. Oh, maalesef. Usta gelmedi daha. Oh, problem. Evet. Ne zaman? Çok geç geliyor pazar günleri. 12-1 gibi geliyor. 12, tamam, evet, tamam. Onun işi saat 2'den sonra hareketlilik başlıyor. Tamam, tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Çok üzgünüm. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Se pare că n-a venit meșterul la muncă, adică bucătarul. Dar ei zic usta la bucătar, care se folosește pentru mai multe meserii. Cred că mai mult s-ar traduce ca maestru. Mergem să căutăm alt maestru care se trezește duminica puțin mai devreme decât cel de aici. Ne vedem puțin mai târziu. Am ajuns la alt kumruju, o să încercăm să mâncăm aici, să vedem dacă găsim o masă liberă, dacă nu mâncăm și noi pe o bordură. Și aici, chiar aici, îl prepară. Merhaba! A venit sandwich-ul. Bulerul de porumbel, ia să vedem. Ia să vedem. Păi asta Dumnezeu și mi-ai simțit al omului. Pe bune. Un fel de pizza de casă. Știi când făceau, când eram mici, când făceau părinții pizza cu pâine neptă? Mm-hmm. Asta e. Foarte bun. Ce are? Și castraveți murați și roșii și salam de două feluri. Cașcaval are sujuc. Are sujuc, are un salam. Care e tăiat cu șir ăsta. Ăla e bulerul de porumbel. Da. Castravete murat, roșie, cașcaval. Și am mai pus o pastă de tomate cu care au uns pâinea. Și pâinea care e super bună. Și pâinea e bună, e proaspătă? Foarte bună. Bate orice toast pe care l-am mâncat până acum, n-are nicio treabă cu nimic. Ia o pauză și terminați voi și pe mine, să mănânc și eu acolo. Stau și mă uit la el. Stau și mă uit la el aici, salivez în spate. Aoleu, bea și cola din sticlă. Ia să vedem cum este. Elif, sosul nu noi am comandat care șic, adică de toate, amestecat cu de toate. Și are și salam și sujuc. Și cașcaval și roșii și castraveți murați. Și chiar că e bună pâinea. E fierbinte și pâinea. Ori am nimerit noi în cel mai bun loc, dar e extrem de bun. Am fost norocoși. Hai, mai bag o fis. Mai băgăm jumătate asta și continuăm. Borciunus necada? 14. Ichisu bircola? 14. Deci două ape plate, o cola și două sandvișuri, 65 de lire. Împărțit la 3,7. Mai puțin de 20 de lei. Da. E când l-ar cola găsim. Igile. Mergem să bem o cafea, chiar aici, vis-a-vis. Ne-am oprit acum la o cafea turcească. La mai puțin de 2 metri de unde am mâncat mai devreme. Și ce vreau să vă spun este că nu de puține ori s-a întâmplat în Turcia să ajungem în localuri, nu știu, care nu arată, să spunem așa, foarte bine. Și unde nu te așteptam mâncarea să fie neapărat bună asta și în urma experiențelor noastre acumulate până acum. Însă
Sunt de cele mai multe ori afaceri de familie, cum era și aceasta. Spre exemplu, aici erau copiii meșterului, vreo 2-3 băieți, fiecare avea rolul lui. Unul trebuia să distribuie comenzile în apropiere, altul aducea băuturile pe masă, era și mama lor acolo cu un băiețel mai mic. Și felul în care se poartă cu tine, felul că, spre exemplu, ne-au văzut cu camere și n-au dat absolut doi bani pe noi, ne-au lăsat să filmăm, am putut să luăm cadre super frumoase, te fac așa să te integrezi și să te simți foarte bine primit. Pe lângă asta, mâncarea este extrem, extrem, extrem de bună. Și felul în care respectă mâncarea și munca pe care o fac, deși două sandwich-uri și două ape și un suc au costat mai puțin de 20 de lei. E clar pe ei, după felul în care sunt îmbrăcați și după atitudinea pe care au, că nu se îmbogățesc din genul ăsta de business-uri. În schimb, o fac cu plăcere, cu respect pentru cel care vine la ei și le pășește pragul ca să mănânce în restaurant. Nu știu, mie mi se pare că sunt o lecție de viață oamenii ăștia pe care i-am întâlnit aici în Turcia și un exemplu cu privire la atitudinea pe care trebuie să o ai atunci când creezi un business sau oferi servicii în orice domeniu. Nu? Corect. Suntem super, super plăcuți. Ia gustăciță, dar în loc de apă la cafea. Sunt curios. Suc de vișine sau ce e? Nu e vișinată, nu? Suc? Nu știu ce e. Suc de struguri, dar e dulce? Și zahărul, dacă e un cup de zahăr, nu e așa dulce. Ia să gust. Și cum probabil ați observat deja, un lucru caracteristic piețelor din Turcia este faptul că marfa tot timpul este prezentată pe exemplar. Zici că sunt în competiție unul cu celălalt care pune mai multe flori ca că al cărui pește arată mai bine. Dar ai văzut că și la Istanbul și cam peste tot pe unde am mers, au chestia asta să prezinte foarte bine marfa și să arate bine. Fructe, legume, indiferent. Le întorc branchiile ca să se vadă exact. Că sunt proaspeți. Și asta apropo de ce spuneam și mai devreme, că își respectă marfa și meseria și o fac cât mai bine. Chit că e un produs scump sau ieftin, nu contează. Tarabele în general arată foarte bine, sunt foarte curate. Mai pun un pătrunjel, mai pun o floare de roșie. La bazarul închis n-am putut intra pentru că este duminică și nu se poate intra duminica. Am mai făcut o plimbare prin bazarul otoman și prin piața de pește, așa cum ați putut vedea. Și am încercat să vizităm Agora. Orașul Izmir la bază este un oraș grecesc care inițial se numea Smirna și piața centrală a acestui oraș încă se află chiar la marginea bazarului otoman. Ne-am fost până acolo, însă nu vă putem arăta pentru că nu avem voie să filmăm înăuntru. Așa că ne-am întors în partea deschisă a bazarului otoman, pe strada cafenelelor și ne mai odihnim aici la umbră, că e mijlocul zilei, mai avem o cafea și ne facem loc pentru că e posibil să ne mai lovim de niște delicatese din Izmir. Nu se știe sigur. Deyim ona, ey güzel, böyle mi geçer bu geceler, neymiş adam, bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider, yar beni evine satılamam, hak edemem.
hai să mai mâncăm ceva. Și am găsit pentru un desert. Pentru că asta ne e noroc. Da. Șambări. Cam. Mirtoane. Caimac în sumă? Vrei cu caimac? Caimac astăzi. Caimac al pustetit. După cum ați văzut, ne-am oprit, ne-am luat desertul, însă am hotărât să-l mâncăm puțin mai liniștit, într-o puțin mai liniștit. Și conține irmic semolina, din câte știu. Este, da, și din acest tip de griș, că puțin diferit de grișul nostru, se fac mai multe deserturi, de care și... Irmic helvas. Da, care este o halva umedă, foarte bună. Să vedem ce gust are asta. I-au pus și puțină scorțișoară. Hai să vedem. Stai să proceseze creierul. E foarte ciudată. E o combinație. Prima dată pare că ar fi o pâine îmbibată în sirop. Dar o pâine de țară, așa, mult mai densă. După care are puțin gust de orez cu lapte, de la scorțișoară. E foarte, foarte dulce. Foarte interesantă. Înseamnă puțin cu ecmec cataif, nu? Cu cataiful ăla de pâine, doar că e mult mai dens. Da, puțin. Și are și puțin gust de arsură, pentru că crusta asta de deasupra e puțin arsă. E bune. E bune? Da. Hai și tu. E bun, rolul de cameraman e mai greu când trebuie doar să privești, așa că am făcut semn de rol. Cum se pare? Exact cum ai zis, ca o pâine din aia de țară, super dură, densă. Uh-huh. Însiropată. Și se simte așa, grișul ăla e semin. Ia cu aluna aia, că mai e o lună acolo deasupra. Se vede ce aromă bună îi dă. Da, e dulce rău. Da, e foarte dulce. Dar majoritatea deserturilor din Turcia sunt extrem de dulce. De la baclavale, până la halva. Hai că mâncăm vlogul ăsta. Să sperăm că nu mai găsim prea multe pe stradă. Ne vedem mai târziu. Ne aflăm acum pe cordon, un cordon similar cu cel din Istanbul, din cartierul unde am locuit noi. Și ne îndreptăm, ghiciți unde, către locul de unde a plecat Izmir Bombasă. Suntem pregătiți, pentru că am citit că este o coadă imensă, suntem pregătiți să stăm cam 20 de minute la coadă ca să mâncăm cea mai bună bombă din Izmir. Așa că hai, să mergem! Gata, am ajuns la locul cu pricina, după cum se poate vedea după coada, am recunoscut locul. Corect, Celebi Bomba. Aici a luat naștere minunata Izmir Bombasă. Și acum se pare că s-au emancipat și au umplut-o cu tot felul. Cum? S-au emancipat și au umplut-o cu tot felul. E cu fistic, cocos, vișine, caramel și ciocolată albă. Noi luăm una cu ciocolată și după... ce mai luăm? Una cu fistic, una cu caramel. Tu ai nebunat cap? Pepsi Birtane. Nu? Câte sunt în total? Nu, păi bine, nu putem să mâncăm atâtea. Câte păi sunt în total? Păi ne salvare de aici. Cine? Luăm cu cocos. Luăm cu ciocolată. Așa. Și cu ciocolată albă, am auzit că mai e bună. Și cam atât mă cântă. Cu fistic cântă. Vreau. Unul da. De cocos. Hai că vedem. Ce credeți că urmează să se întâmple? Am reușit să luăm captura. Am mai capturat și două bombe speciale care se numesc bombiș. Una cu o cremă albă, una cu o cremă neagră și care arată ca un mini burger. Un mini burger umplut cu cremă. Și încercăm simultan. Eu îl încerc pe cel mai nou. Cea și mai nouă invenție și pe tradițional, pe ce sunt specialistă. Hai să vedem. Mi-a explodat. Mamă, a explodat bomba. S-a accidentat cu o bombă tip sandwich.
E cu caramel și e caldă. E bună? Nu, am o cremă de caramel. E bună, e bună rău de tot. Dar asta e făcută să te nenorocească. Uite, asta e cu ciocolată albă. Ia să vedem. Ia să vedem. E bună? Știți, inimierele alea micuțe de la Finetti? Eu mâncam din alea când eram mică și mâncam cam o oră, îmi lua să mănânc una, nu vreau să se termine. Și exact ca crema aia de ciocolată albă de acolo e. Seamănă foarte mult la gust. Trece un tramvai foarte frumos pe care noi nu-l putem filma. Pe faleză. Asta face, eu vreau să încerc cu fistic. Care cu fistic? Îmi place fistic. Bună? Sunt bune rău de tot. Mâine oricum o să facem detox, mâine bem doar apă. Mâine oricum o să facem detox, mâine bem doar apă. Am foarte multă umplutură. Și cam asta a fost incursiunea noastră culinară prin Izmir. Toate că ne-a plăcut foarte mult orașul Izmir, Istanbulul rămâne numărul 1 în sufletul nostru. Dar noi ne vom continua incursiunea prin Turcia și ne vom vedea din locațiile următoare. Mai urmează două locații. Doar două. Vă mulțumim celor care v-ați uitat la acest vlog și care sunteți abonați la acest canal. Și dacă nu suntem, vă rugăm să vă abonați ca să creștem comunitatea asta frumoasă. Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like și share masiv pe toate rețelele de socializare. Și ne vedem data viitoare. Știm de unde, dar nu vă zicem. La revedere! La revedere! Cred că am ciocolată între dinți. Nu e problemă. Și acum fac și-o de aia. Și mergem mai departe să mâncăm următorul desert din Izmir. Nu mai merge să mai mâncăm din Izmir. Gata, s-a terminat. Ce părere avem despre Izmir? Că dacă mă inventau două deserturi, ne omorau aici pe loc. Nu vrea. Aoleu. Doamne, ferește, cât de bună e. Monica e... are nevoie de ajutor de urgență. E puțin rușine, așa că suntem înconjurați 360 de grade de oameni care stau civilizat la picnic și noi suntem singurii care am venit cu câte bucăți? Am zis că luăm 5 și am luat 7, nu? Nu, 6 am luat. Deci mi-am șervețe lume. Am noi suntem barba. Singurii cu o cutie cu 6 izmir bomboase. Am în barbă? Ia să te văd. Ciao!